S-a întors iarna la munte, unde a nins viscolit. În rest, temperaturile au scăzut brusc. Vântul a bulversat circulația, a rupt acoperișuri și copaci. Locomotiva unui marfar cu 25 de vagoane deraiat în Vâlcea la câteva zile după ce la Galați, în urma unui alt incident pe calea ferată, o femeie a murit. Și Uniunea Europeană interzice vânzările de mașini noi cu motoare termice din 2035. Ce poziție a avut România, țară în care industria auto contează enorm, aflați imediat. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un val polar însoțit de curenți puternici ne demonstrează că iarna poate avea putere și la final de martie. Vântul turbat a răsturnat remorcii la două camioane aflate în mers. O femeie a fost rănită în Galați de un panou publicitar, iar în Iași arborii au ajuns surcele. La munte a nins viscolit și peste tot în țară temperaturile au scăzut drastic, în unele locuri și cu 10 grade față de ieri. Pe drumul european 87 în Brăila, vântul care la prânz a suflat cu 70 de km pe oră a aruncat pe contrasens remorca unui tir, chiar în fața unui camion, care nu a mai putut să o evite. A venit o pală de vânt și mi-a răsturnat remorca. Aceasta este o reconstituire grafică a accidentului, provocat de vântul devastator. Curenții puternici din direcția nord-vest umflă prelata care acoperă remorca tirului la fel ca pe un balon și ulterior aceasta este întoarsă într-un unghi de 90 de grade. Mai multe bucăți ușoare de lemn care erau în remorcă se înfigă apoi ca niște săgeți în parbrizul camionului de care s-a izbit. Șoferul acestuia, un bărbat de 56 de ani, a fost rănit. Tot vijelia a răsturnat și remorca unui camion care circula în Botoșani, pe drumul național 29C. Iar în Suceava, 8 mașini parcate în curtea jandarmeriei au fost avariate după ce acoperișul unei clădiri a căzut pe ele. Cu 75 de km pe oră la rafală, vântul a frânt copacii la Iași. Priviți în colțul din dreapta sus al acestor imagini, cum un arbore cade peste rețeaua electrică a liniilor de tramvai, imediat după ce mijlocul de transport intră în stație. Mai mulți pietoni reușesc să se ferească în ultimul moment. Fugeau, da. Țipiti! A fost chiar un vânt foarte puternic, este în pericol. Pericolul adus de vânt a fost simțit în Călăraș Dolj de fermieri. Pe suprafețe întinse, solarile, în care aveau răsaduri de roșii și căpșuni, au fost rupte. Cu harta țării colorată aproape complet în portocaliu și galben, problemele s-au ținut lanț toată ziua. În Bacău, șarpanta unui bloc a fost smulsă și aruncată 20 de metri pe un imobil de peste drum. La Ciofrângeni, în Argeș, pompierii trimiși să taie un arbore șubred care risca să fie rupt de vânt, nu au putut să înalțe scara ca să-l taie. S-a decis închiderea traficului până când pericolul va fi îndepărtat. O femeie de 35 de ani a ajuns la spital în Galați, cu leziuni în zona feței, după ce a fost lovită de un banner publicitar rupt de vijelie. La peste 1500 de metri, în Carpații Meridional de Curbură și Munții Apuseni, vântul a atins viteze similare unui uragan, de până la 140 de km pe oră. Minus 4 grade Celsius sunt în acest moment aici, în platoul Buceci, dar vântul suflă năpraznic și face ca temperatura resimțită să fie mult mai scăzută și vizibilitatea este și ea foarte mică. Pe Transalpina, în zona Rânca, Gorj, utilajele de la drumuri au fost trimise să curețe șoseaua, la fel ca în plină iarnă. Iar oamenii au fost avertizați printr-un mesaj roalert să rămână în locuințe. Să nu mergi pe lângă pomii uscați, să fii foarte atent de table. Au fost zone unde a și nins, iar temperatura a scăzut cu 10 grade comparativ cu ziua de ieri. În Fundata, de pildă, la prânz erau minus 6 grade. S-a depus și un strat subțire de zăpadă. La Bâlea Lac, în schimb, zăpada are peste 2 metri, iar temperatura minimă înregistrată a fost de minus 10 grade. Vântul, a cărui viteză nu a scăzut sub 100 de km pe oră, a oprit circulația telecabinei. La Bâlea nu e deloc primăvară. Ninge din nou foarte puternic. Vizibilitate foarte redusă. Meteorologii spun că vremea rămâne rece până spre sfârșitul săptămânii. Imagini cu berze zgribulite în cuiburile de la noi sau cu valuri care se produc pe râul Olt am putea să vedem și în zilele următoare. Avertizările de vânt, cod galben și portocaliu sunt în vigoare până mâine seară. S-au petrecut scene îngrozitoare la St. George's Bay, în Bistrița Năsăud. O femeie de 35 de ani a fost atacată cu o armă albă de soțul cu care se afla în proces de divorț. Individul a lovit-o cu sălbăticie, după care a fugit și s-a sinucis. Partenera lui a fost găsită prăbușită pe stradă și dusă la spital în stare gravă cu 9 răni în zona gâtului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc dimineață, la 7. Femeia era în drum spre serviciu, la o fabrică de confecții. Agresorul, cu care se afla în divorț, îi cunoștea traseul și a așteptat în mașină. În clipa în care a apărut, s-a năpustit asupra ei cu o armă albă, după care s-a făcut nevăzut.
Un asistent medical care ieșea din tura de noapte a văzut-o pe femeie. I-a acordat primul ajutor, după care a sunat la 112. La fața locului au apărut imediat și criminaliștii. Ulterior, soțul agresiv a fost găsit fără suflare. Autorul a părăsit locul comiterii fapte și ulterior s-a deplasat într-o magazie din apropierea imobilului unde locuiește și s-a ținut izolat. Cei doi au lucrat împreună în Danemarca, însă de când au revenit în țară, problemele s-au ținut lanț. Rudele povestesc că femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost cea care a decis să pună capăt căsniciei, după ce soțul ei ar fi devenit gelos și violent. Eu zic, dacă vin de acolo, zic, și-am despărțat de sine. Așa și-a fost. I-au băgat în divorț. Deși a mers cu probe la poliție, tot victima și-ar fi retras plângerile, în speranța că se va stinge conflictul. Din câte știu, ei au primit mesaje, au amenințat-o prin mesaje și prin telefon și vocal. Aici este vorba despre o furie patologică, adică o mânie necontrolată foarte, foarte profundă. O tipologie de persoană care așa a fost învățat că, uite, prin agresivitate poți să rezolvi treburile. Femeia a fost operată de urgență și este la terapie intensivă. Are răni inclusiv pe mâini, după ce a încercat să se apere de ploaia de lovituri. Cei doi soți au doi copii de 10 și 16 ani, care se află acum în grija bunicilor. În primele două luni ale acestui an, polițiștii au intervenit la peste 15.000 de cazuri de violență domestică. Incident după incident pe calea ferată din România. De această dată, vagonul unui marfar s-a dezmembrat în mers în județul Vâlcea, iar piesa desprinsă și căzută pe șine a provocat deraierea locomotivei care împingea garnitura. Pagubele sunt doar de ordin material, însă în zonă s-au scurs 2 tone de motorină. Trenul, compus din 25 de vagoane încărcate cu cărbune, a plecat de la Berbești-Vâlcea și urma să ajungă lângă Băbeni, în curtea complexului energetic Oltenia. La kilometrul 22, locomotiva din spate a trenului a deraiat. Pur și simplu, o piesă a căzut în mers din angrenaj. Rezervorul de combustibil al locomotivei s-a spart și circa 2 tone de motorină s-au scurs pe sol. Chestiunea care a fost identificată acolo a fost căderea unei piese de la un vagon care a produs acea deraiere de osie. S-au rupt niște șuruburi, efectiv, s-au forfecat, se poate întâmpla oricând, fierul e fier. Vagonul, cu o vechime de peste 20 de ani, a fost reparat ultima oară în 2021 și era programat pentru o nouă operațiune de mentenanță în 2027. Potrivit regulilor CFR, ar fi trebuit verificat de un revizor tehnic înainte să plece la drum. Am deschis o anchetă internă imediată să vedem dacă tamponul era asigurat conform instrucțiilor în vigoare sau a fost o eroare umană a salariatului care a revizuit trenul. Liderii sindicatelor din transportul feroviar spun însă că oamenii nu pot suplini lipsa de investiții în material rulant și cale ferată. Potrivit reprezentanților CFR Călători, 80% din cele 400 de locomotive ale companiei circulă fără revizie capitală. Am ajuns la limita siguranței circulației. Hai să începem din anul 2023 să dăm peste 50%, poftim 51% la transportul feroviar, că am văzut că autostrăzi oricum n-avem. Acest incident, din fericire fără victime, vine după tragedia petrecută săptămâna trecută în gara din Galați. O femeie de 53 de ani și-a pierdut viața după ce o locomotivă a intrat cu viteză într-un vagon. După discuții tensionate și multe reproșuri din partea sindicaliștilor din armată și interne, legea pensiilor speciale a primit votul senatorilor din comisii. Ce se schimbă, aflați imediat. S-a luat o decizie revoluționară pe piața auto. Țările din Uniunea Europeană au aprobat interzicerea vânzărilor de mașini noi cu motoare termice din 2035. În ultimul moment, Germania a reușit să negocieze o excepție ca automobilele cu motoare pe combustie să poată fi înmatriculate și după această dată dacă se alimentează cu combustibili sintetici. România, Italia și Bulgaria s-au abținut de la vot, în timp ce Polonia s-a declarat împotrivă. Din 2035 se vor interzice vânzările de mașini cu benzină, motorină sau hibride, potrivit votului din Consiliul European. Cu alte cuvinte, vor fi produse doar autoturismele nepoluante, care pot fi electrice, cu baterii sau care funcționează cu hidrogen. Cum 15 ani este durata medie de viața unei mașini, din 2050 s-ar ajunge la zero emisii în Uniunea Europeană. Deși a fost de acord inițial, Germania, cel mai important producător de mașini cu motoare termice, și-a schimbat parțial poziția și în final a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru a fi permise și mașinile care folosesc în continuare motorul cu combustie internă, dar alimentat cu combustibili sintetici, care nu ar avea emisii.
Așa cum din țiței se face acum benzină sau motorină, combustibilii sintetici pot fi obținuți din hidrogen și carbon. Hidrogenul se poate produce prin electroliza apei cu ajutorul energiei regenerabile, iar carbonul poate fi captat din diferite procese industriale sau mai greu din atmosferă. Combustibilii sintetici pot fi folosiți de mașinile cu motoare cu ardere internă și, deși au emisii de dioxid de carbon, se anulează cu cel captat deja. Problema e că este nevoie de multă energie pentru acest proces, iar acum combustibilii sintetici sunt foarte scumpi. Excepția ar urma să fie introdusă însă ulterior, până la finalul acestui an. Germania este mulțumită câtă vreme Comisia Europeană se ține de cuvânt și emite acel alt act delegat, așa cum a promis, până în toamna acestui an. Un act delegat înseamnă un fel de norme de aplicare, cum avem noi în România. România, Italia și Bulgaria s-au abținut la acest vot de la Bruxelles, iar Polonia a votat împotrivă. Industria auto de la noi, o componentă importantă a economiei, ar fi afectată în viitor, pentru că ar trebui să se electrifice complet. Momentan, cei doi producători fac mașini cu combustie internă. Ford a anunțat că va produce în curând și mașini electrice. E important de menționat că mașinile electrice cu baterie au mult mai puține componente decât cele cu combustie internă. Asta înseamnă că inclusiv industria producătoare de componente din România va avea de suferit, cum sunt, de exemplu, ce ține de transmisie, de cutii de viteze, care în momentul de față se fac în România, nu ar mai avea un viitor, cel puțin pentru producția dedicată Uniunii Europene după anul 2035. Măsura prin care după anul 2035 vor putea fi înmatriculate doar mașini nepoluante face parte din planul Uniunii Europene de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050. Pentru a 10-a oară la rând, sindicatele franceze au manifestat pe străzile marilor orașe împotriva creșterii vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. În Paris, participarea a fost totuși la jumătate față de cea înregistrată săptămâna trecută. Semn că nemulțumiții încep să-și piardă speranța că executivul va da înapoi. De altfel, reprezentantul sindicatelor a cerut o pauză și negocieri pentru găsirea unui compromis. Angajații din transporturi, energie și educație au mărșăluit din nou pe bulevardele marilor orașe. Au fost însă și grupuri care au blocat încă de dimineață traficul în gări, după ce s-au postat pe șinele de cale ferată. Încă înainte să înceapă marșurile, forțele de ordine au făcut controle aleatorii și au confiscat materiale interzise, precum cuțite, artificii sau pocnitori. Cum s-a întâmplat și la precedentele 9 zile de mobilizare, către seară, marșurile au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine. Quand vous avez des black blocs qui se réunissent, qui peuvent constituer un bloc compact de 1000 personnes qui sont toutes vêtues de noir, qui sont armées et qui s'en prennent de manière extrêmement violente aux forces de l'ordre, comme on a vu. On sait très bien que la cause qu'ils défendent, ce n'est pas de combattre la réforme des retraites. La cause qu'ils défendent, c'est de mettre à mal et notre démocratie représentative. Enfin, c'est leur but. Pays accueillant pour les étrangers et notamment les touristes. L'activité touristique est un pan essentiel de notre économie. Il y a des millions de Français qui vivent de cette activité touristique. Donc je ne voudrais surtout pas laisser à penser que la France ne serait pas un pays capable d'accueillir des touristes. În cursul dimineții, secretarul Uniunii Sindicatelor Franceze a făcut un pas conciliator. N-a mai cerut retragerea legii, deja adoptată în Parlament, prin asumarea răspunderii guvernului, ci a solicitat o pauză pentru negocieri. Donc on prend un mois et demi, on dit voilà les 64 ans ça ne s'appliquera pas et on fait de la médiation. Et ensuite on se met autour de la table et on regarde sur la question du travail, des retraites, sur quoi il peut y avoir ou pas un compromis social. Guvernul însă a respins net ideea de a pune reforma pe pauză, propunând în schimb discuții cu sindicatele și cu patronatele, cu privire la condițiile de muncă, formarea continuă și reconversia profesională. On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndical dès lors que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement. Premierul Elizabeth Borne s-a angajat să nu mai recurgă la prerogativa răspunderii guvernamentale, în afara textelor care se referă la chestiuni bugetare. De săptămâna viitoare, șefa guvernului va primi grupurile parlamentare și partidele politice, precum și reprezentanți ai autorităților locale, cu scopul de a liniști țara și de a dialoga cu toate părțile relevante.
Ministrul ucrainean al apărării a făcut o scurtă plimbare cu unul dintre primele tancuri britanice Challenger 2 care au ajuns în Ucraina. Oficialul a mulțumit apăsat Londrei pentru ceea ce a numit el un început bun. Tancurile moderne vor fi esențiale pentru plănuita contraofensivă a Ucrainei din această primăvară. Comandantul forțelor terestre ucrainene, Oleksandr Sirski, s-a întâlnit cu trupele lângă linia frontului pentru ca împreună cu ofițerii să pună la punct planul pentru așteptata contraofensivă. Sirski insistă că apărarea orașului Bahmut este o necesitate pentru a nu permite trupelor ruse să controleze complet Donbasul. Deocamdată, principalul obiectiv al Kievului este epuizarea și măcinarea forțelor invadatoare. Înainte de război, Bahmut avea o populație de 70.000 de oameni, dar în 8 luni de lupte crâncene a fost redus la ruine. Pentru ucraineni, încurajator este că au început să vină întăririle pe care mizau. Marvelous! Ben, Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. De astăzi, trupele Kievului au la dispoziție tancuri britanice Challenger și blindate Leopard 2 de fabricație germană, pentru operarea cărora soldații au fost deja instruiți. La rândul lor, Slovacia și Polonia sunt pe cale să trimită Ucrainei câte 12 aparate MiG-29 fiecare. Pe de altă parte, în Rusia face valuri înregistrarea unei convorbiri telefonice, despre care se presupune că a avut loc între producătorul rus de muzică Iosif Prigojin și miliardarul Farhad Akhmedov. Сатана, не сомневаться. Они нас, наши детей, их будущее, их судьбу. Ты видел, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, лишь бы спасти себя. Пустышка. Закомплексован и этот, и второй лилипут, недоросший, закомплексованный. Ненавидят, человек из всех ненавидят. Dacă este confirmată drept autentică, înregistrarea oferă o rară perspectivă asupra stării de spirit a elitelor ruse. Rușii sunt bulversați și de condamnarea la 2 ani de închisoare a unui bărbat, căruia i-a fost retrasă custodia fiicei sale, din cauza unei caricaturi antirăzboi desenată de aceasta. Problemele au început după ce Maria, în vârstă de 13 ani, a desenat la școală rachete, îndreptându-se spre o femeie și un copil care fluturau un steag ucrainan. Directorul școlii a alertat imediat poliția. Într-o abordare demnă de regimul stalinist, fata a ajuns la orfelinat și i-a fost interzis orice contact cu tatăl ei, despre care autoritățile au stabilit că urmărea conturile unor activiști antirăzboi. În vârstă de 54 de ani, Alexei Moscaliov, din orășelul Efremov, a fost acuzat de discreditarea armatei, cazul fiind relevant pentru amploarea represiunii necruțătoare practicată de Kremlin. Chiar înainte de pronunțarea sentinței, bărbatul a reușit azi noapte să fugă din arestul la domiciliu și acum e dat în urmărire. În altă ordine de idei, Ministerul Apărării de la Moscova anunță că Marina Militară Rusă a lovit cu rachete supersonice antinavă Moschit o țintă de antrenament din Marea Japoniei. Concepute în perioada sovietică, rachetele Moschit pot distruge o navă aflată la o distanță de până la 120 de kilometri. Și dacă tot vorbim de provocări și amenințări, Belarusul anunță că primește cu brațele deschise armamentul nuclear tactic pe care Moscova vrea să-l instaleze pe teritoriul său, începând din vară. Oficialii de la Minsk spun că americanii și aliații din NATO sunt de vină că s-a ajuns aici. Având în vedere presiunile exercitate de occidentali și riscurile și îngrijorările justificate ce rezultă din ele în sfera securității naționale, Belarusul este nevoit să răspundă prin consolidarea propriei securități și a propriei capacități de apărare. Se arată în comunicatul Ministerului de Externe din Belarus. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО в Европе. Владимир Путин a spus răspicat că nu Minskul, ci Moscova va controla armamentul respectiv. Și totuși, amplasarea armelor nucleare tactice în Belarus este doar o demonstrație de forță, cred experții militari de la noi. Mutarea lui Putin nu va duce la un război nuclear și nici nu va schimba cursul celui din Ucraina, conform acestora. Bun găsit, alături de mine astăzi se află generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost comandant al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bine ați venit, domnule general. Având în vedere toată această retorică privind poziționarea de arme nucleare tactice în Belarus,
Cum traduceți tot ceea ce se spune în condițiile în care Rusia oricum are capabilitatea de a lovi orice țară NATO cu arme nucleare și în acest moment, fără să fie nevoie să mute altele în Belarus? Cred că are o dublă justificare. În primul rând, o demonstrație de forță din partea Federației Ruse. Pe de altă parte, o întărire a autorității pe care are Lukashenko. Iată, Federația Rusă este alături de Belarus și dacă Belarusul va fi victima unei agresiuni, arma nucleară tactică a Federației Ruse este un mijloc de descurajare și de apărare. Iskanderul este prezent în zonă. Iskanderul este dislocat în Kaliningrad și se vede pe hartă, nu, enclava Kaliningrad cu roșu. Și în cel mai sigur mod au dislocat și muniție nucleară, chiar dacă lucrul acesta nu este cunoscut. Pe de altă parte, rachetele Iskander pot fi dislocate în Crimea și pot să lovești teritoriul altor state NATO și din Crimea. Deci nu este o amenințare directă, este o amenințare indirectă, este un gest care nu este deloc apreciat de către NATO, de către Washington, dar nici de cum nu duce la schimbarea situației din Ucraina, vom avea aceeași evoluție a războiului, iar pe de altă parte nu duce nici de cum la o escaladare a războiului prin externalizarea lui. Cât de mare este amenințarea nucleară în acest moment, domnule general? Amenințarea nucleară este condiționată de doi factori. Nu neapărat de poziția de opoziție, dacă mi-e permis jocul de cuvinte, al Washingtonului și al lumii occidentale. Este vorba de poziția Chinei. La ora actuală, Beijingul este cel care este numărul unu de cealaltă parte a baricadei. Federația Rusă este un, să nu spun un satelit, poate o să devină un satelit, dar este un asociat al acestei puteri, a doua putere a lumii, care este China. Cealaltă putere fiind prea bine cunoscută, Statele Unite ale Americii. Domnule general, mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. În anul scumpirilor o să folosim ulei de măsline cu mare grijă. O să fie mai puțin decât până acum și cu alt preț. De ce s-a ajuns aici, aflați în câteva momente. Legea pensiilor speciale a trecut cu scandal de votul senatorilor din comisiile de specialitate. Potrivit proiectului, cei aproape 10.000 de beneficiari vor plăti un impozit de până la 15% și nu vor mai cumula mai multe pensii speciale. De asemenea, pensia nu va putea să depășească leafa încasată până la retragerea din activitate. Sindicaliștii din apărare și interne invitați la discuții au protestat vehement. La dezbaterea legii privind pensiile speciale s-au purtat discuții în contradictoriu între senatorii USR și reprezentanții armatei și internelor. Are mai multe mașini de poliție în curte decât oameni la muncă. Iar aveți 600 de BMW. Dacă conflagrația de la este țară se va extinde, nu o să ai de cine să introducă un buzul pe țeapă. Păi dați-ne și nouă pentru în trecut să ne deplasăm, să putem vorbi liber. Să putem avea afaceri. Am lovit sistematic de 14 ani de către cel care ne-a angajat și care nu-și mai recunoaște obligații. Statul acesta v-a explicat ce ar însemna să treceți la contributivitate și v-a explicat faptul că dacă rămâneți pe pensii speciale, sunteți la mâna lor, destabilizarea, să spunem, armatei are efecte devastatoare în societate. Vorbea cineva de salarii. Păi vă spun că în construcții, de exemplu, în domeniul construcțiilor, un conducător auto are salarii de la 6, 7, 8 mii. Potrivit legii, pensiile speciale nu pot fi mai mari ca ultimul salariu primit. Nu se vor mai putea acumula, iar cele mai mari decât salariul mediu vor fi taxate diferențiat. Puterea s-a lăudat că a eliminat din calculul pensiei 5 sporuri, dar rămân totuși multe altele. Proiectul a trecut cu voturile PSD și PNL. Amendamentele USR, care prevedeau eliminarea tuturor pensiilor speciale și trecerea acestora pe principiul contributivității, au fost respinse. Excepție ar fi făcut doar magistrații, pentru care opoziția propunea recalcularea. Proiectul ar trebui să primească un vot în plenul Senatului, iar apoi va fi trimis spre analiză Comisiei Europene. Recalcularea pensiilor speciale a fost condiția pe care europenii au impus-o României prin PNRR. În joc sunt 3 miliarde de euro. Autoritatea de supraveghere financiară face o nouă încercare de stabilizare a pieței asigurărilor după scandalul Euroins. Este vorba despre un proiect de înghețare pentru doar 6 luni a tarifelor polițelor RCA la nivelul celor din 28 februarie anul acesta. Iar comisionul brokerilor poate ajunge la maximum 8% din prima asigurării. Este a doua variantă de soluții propuse de ASF după ce instituția a renunțat la primul proiect care plafona polițele la nivelul din martie anul trecut.
Autoritatea de supraveghere financiară explică în proiect că tarifele practicate de fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie sunt în medie mai mici decât tarifele de referință publicate pe 7 martie anul acesta. Dorim prin această propunere să nu vedem o creștere a tarifului RCA în piață, deci să oprim o potențială creștere pe următoarele 6 luni până piața se stabilizează și până când golul lăsat de societatea Euroins să fie împărțit către ceilalți jucători. Proiectul prevede și plafonarea comisionului brokerilor la maximum 8% din valoarea primei de asigurare. Firmele de brokeraj cer ca și comisioanele să rămână la nivelul celor din 28 februarie. Toate prevederile HSC-ului se vor referi la înghețarea unor tarife, prețuri la o dată și nu o plafonare efectiv, cum este în cazul nostru, pentru că este acea prevedere de 8% care a rămas singura. Noul proiect al ASF vine și cu propunerea de limitare la 30 de zile a perioadei în care un serviciu poate oferi clienților o mașină la schimb până la finalizarea reparațiilor, iar costurile acestui serviciu decontate pe polițele RCA nu vor putea fi mai mari decât tarifele medii practicate de firmele care închiriază mașini. Noul proiect va avea nevoie și de susținerea Consiliului Concurenței, care este de acord în principiu cu plafonarea prețurilor RCA, dar pe termen limitat. De ce? Pentru că avem un șoc puternic în piață, nu? Sunt milioane de clienți Euroins care în perioada următoare trebuie să schimbe polițele de asigurare, trebuie să meargă la altă companie și evident că această schimbare, da, poate să creeze perturbări în piață. Până să ajungă pe masa executivului, proiectul ASF trebuie să obțină avizele de la Ministerul Finanțelor, cel al Justiției și de la Consiliul Economic și Social. Autoritățile au un plan să aloce bani europeni pentru sisteme care produc energie din surse regenerabile, cum sunt panourile fotovoltaice. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pregătește un program prin intermediul căruia va acorda vouchere în valoare de 5.000 de euro românilor interesați. În paralel, puteți obține bani și prin programul Casa Verde Fotovoltaice. De anul acesta puteți să vă înscrieți singur, fără să mai apelați la firmele care se ocupă de instalare. Avem pompă de căldură, funcționează cu energie electrică, poate fi produsă, precum în acest caz, de panourile fotovoltaice. Puteți să montați astfel de echipamente acasă, cu bani europeni. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va împărți 500 de milioane de euro celor interesați să își instaleze panouri fotovoltaice, pompe de căldură sau baterii de stocare a energiei verzi. Banii se vor acorda sub forma unor vouchere, în valoare de 25.000 de lei, adică 5.000 de euro pentru fiecare locuință. Banii ajung, spun instalatorii, pentru a cumpăra echipamentele care asigură o capacitate de 3 kW net. Pentru mai mult, cresc prețurile. Primul pas este să vă înscrieți în platforma specială, care va fi pusă la dispoziție de autorități. Vă încărcați documentele și semnați o declarație, prin care vă angajați să plătiți o cofinanțare de cel puțin 10% din valoarea proiectului. În cea de-a doua etapă se livrează echipamentele și are loc plata. Mai exact, după ce sunt analizate cererile, ministerul livrează prin intermediul poștei voucherul în valoare de 5.000 de euro. Cu acel voucher mergeți la furnizorul cu care a semnat contractul, astfel încât acesta să se apuce de treabă. După ce sistemele sunt montate, trebuie să arătați dovada instalării echipamentelor tot pe platforma unde v-ați înscris inițial. Abia atunci autoritățile vor livra banii firmelor de instalații. Criteriul este primul venit, primul servit, iar autoritățile speră ca suma să ajungă pentru aproximativ 150.000 de familii. În cel mult 2 ani se obține avizul tehnic de racordare, ATR-ul pe înțelesul tuturor, care în momentul de față este un proces destul de greu. În decursul anului trecut au fost conectate la rețea aproape 20.000 de sisteme. Noi considerăm că dublu maxim acestui număr poate fi conectat la rețea în România în decursul unui an. În paralel va funcționa și programul Casa Verde Fotovoltaice, unde înscrierea a fost simplificată. Potrivit ghidului de finanțare publicat de Administrația Fondului pentru Mediu, beneficiarii finali își pot încărca singur dosarul în aplicația informatică pentru rezervarea sumelor, iar după își vor alege un instalator validat. La ultima sesiune a programului, din aproape 40.000 de cereri, au fost finalizate 3.500 și finanțate puțin peste 200. Analizăm posibilitatea de a aloca fondurile pe regiuni, de a nu bloca sistemul. Guvernul a alocat pentru acest program 2 miliarde de lei. Deocamdată, ghidul de finanțare este în dezbatere publică și ar putea suferi modificări.
Și așa scump, uleiul de măsline se scumpește și mai tare după ce Spania, cel mai mare producător din lume, se confruntă cu o criză. Estimările Comisiei Europene arată că producția de anul acesta se va înjumătăți din cauza secetei. Sunt probleme și în țările vecine, Portugalia și Italia. La noi, cei care importă ulei de măsline confirmă că au apărut deja sincope în lanțul de aprovizionare. În acest magazin din București se vând doar produse aduse din Spania. Proprietarii importă uleiul de măsline la prima presă din provincia Valencia. Colaborăm cu o familie, familia Del Pino, o cooperativă. Nu facem decât ulei virgin extra și ulei organic. În momentul de față, la ulei sunt creșteri de peste 40% din cauza secetei la preț. În Spania, pompierii se luptă cu stingerea unui incendiu pe o suprafață de 4.000 de hectare. Nu se așteptau ca incendiile să apară atât de devreme și asta cu siguranță va influența foarte mult prețul uleiului. Spania este cel mai important producător de ulei de măsline și, în mod normal, furnizează peste 40% din producția mondială. Practic, ce se întâmplă în Peninsula Iberică afectează aprovizionarea din întreaga lume. Încă din septembrie anul trecut, producătorii de la care noi importăm din Spania ne-au spus că vor avea o producție mult mai mică. Chiar dacă se irigă terenurile de măslini, cu toate astea este destul de greu să menții o anumită recoltă dacă nu plouă. Ce găsiți pe rafturile magazinelor sunt amestecuri de uleiuri. Veți vedea creșterea prețurilor puțin mai târziu, pentru că aceste uleiuri care s-au făcut anul acesta vor ajunge la îmbuteliatorii mari undeva spre mijlocul anului și atunci spre finalul acestui an veți vedea o creștere. Graficele furnizate de Comisia Europeană arată că deja uleiul de măsline a atins un preț record luna trecută în Spania, unde un litru costă în magazine 8 euro în loc de 3,5. Creștere care a început în toamnă după o vară secetoasă. Inclusiv în România, prețul uleiului de măsline este peste media europeană și continuă să crească. Și noi cumpărăm în primul rând din Spania. În 2022, de pildă, am luat aproape 3 milioane de kilograme. A doua țară din care aducem ulei de măsline este Italia, iar clasamentul este completat de Grecia. Seceta afectează în acest moment inclusiv Italia și Portugalia. În această țară se construiește peste gunoaie. Tot mai multe terenuri sunt umplute cu deșeuri, acoperite apoi cu pământ, nivelate și folosite la proiecte rezidențiale. Inspectorul PRO a surprins astfel de încălcări ale legii în nordul capitalei și a cerut autorităților să ia măsuri. România a ajuns într-o astfel de situație după ce an la rând a avut la dispoziție miliarde de euro ca să rezolve problema deșeurilor, dar nu a făcut nimic, de vreme ce ne lipsesc centrele de colectare și reciclare. România este singura țară din Uniunea Europeană unde îngroparea deșeurilor a devenit o practică. Timp de 3 luni, o echipă de la Inspectorul PRO a urmărit și a prins în flagrant delict o astfel de filieră care a astupat mii de tone de deșeuri din construcții cu pământ. Poliția și Garda de Mediu au deschis o anchetă, iar cei prinși au acum dosare penale și riscă închisoarea de la 3 la 5 ani. Ei, oprește-te! Oprește-te că faci infracțiune! Acum a vărsat toate resturile. Uitați, se văd foarte bine ce tip de deșeuri sunt aici. Uitați cum se astupă cu pământ, se vede, da? Cum se îngroapă cu noi. Șantierele produc 35% din totalul deșeurilor din România, iar legea îi obligă pe constructori să le sorteze și să le recicleze. Camioanele surprinse de echipa noastră transportau resturi amestecate, plastic, vată minerală, țevi, polistiren și rigips. Mașina din fața noastră tocmai a ieșit de pe șantier. Avem informații că transportă gunoiul într-un loc neautorizat. Camioanele urmărite de Inspectorul PRO au plecat de pe un șantier din nordul capitalei. 15 blocuri erau acolo în construcție. O parte din deșeuri a fost îngropată pe un teren imens din Chiajna, o altă parte în Popești-Leordeni. În ambele cazuri, suprafețele erau pregătite pentru a fi folosite la înălțarea unor noi imobile. Dar sunt oare ele sigure? Am mers la Facultatea de Construcții ca să aflăm cât de rezistente sunt clădirile ridicate practic pe gunoi. Olinic Ernest este specializat în astfel de cazuri. Umpluturi prin descărcarea unui camion, nivelarea cu un buldozer, nu pot fi umpluturi conforme. Nu se poate funda pe ele, încep să apară fisuri pe pereți, nu mai vorbim că dacă chiar se înclină, atunci chiar devine o problemă. Există așadar suficiente motive de îngrijorare. Senatorul Dragoș Popescu din Comisia Ape și Păduri, care ne-a însoțit pe teren, este cel care a inițiat proiectul de lege prin care îngroparea deșeurilor a devenit infracțiune. Am hotărât să mă țin după camionul de Giurgiu. Este același camion pe care l-am filmat mai devreme încărcat cu deșeuri. Cu acel buldozer excavator
care lucrează acolo, că ăla a îngropat, a astupat cu pământ. Am filmat integral operațiunile ilegale, atât în Chiajna cât și în Popeșle-Ordeni. În ambele situații, imaginile demonstrează că totul este premeditat și foarte bine organizat. Este așteptat mai întâi camionul cu deșeuri. După ce descarcă, un altul încărcat cu pământ astupă totul în cel mai scurt timp. Un buldo-excavator nivelează și tasează pământul și astfel, în numai câteva minute, tonele de gunoi sunt ascunse sub pământ. La Popeșle-Ordeni am chemat poliția și garda de mediu. Dragoș Popescu, eu v-am solicitat. O patrulă și doi comisari de la Garda de Mediu au ajuns la fața locului în cel mai scurt timp. Toți șoferii de pe utilajele care au îngropat deșeurile au dispărut imediat. Văd că toate utilajele au fost trase pe dreapta. De pauza de masă, știi de aceea? A, de asta. Da. Nu pentru că am chemat poliția. Nu, are nicio treabă. Păi, dar lucrăm aici, avem lucrări aici. Păi și de ce îngropați deșeuri aici? Vreau să deșeuri, sunt de aici, după teren. De față cu poliția am cerut explicații omului de afaceri care deține terenul din Popeșle-Ordeni. Susține că a angajat utilajele ca să-i niveleze terenul și nici de cum ca să-i îngroape gunoi. Spune că vrea să ridice acolo hale industriale. Le vor lua înapoi, domnișoară. Eu nu am... Deja sunt îngropate. Le dezgroapă și le duc unde le-au adus. Eu nu am acceptat să aducă gunoaie pe terenul meu. Dar cu acceptul cui? Pentru că pare o activitate organizată. Am un contract cu o firmă să-mi aducă terenul la drept, nu să aducă gunoaie. Acea firmă cu camioanele, cu utilajele, vor fi responsabili dacă au adus gunoaie acolo. Garda de Mediu a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Cornetu pentru infracțiunea de ascundere, abandonare de deșeuri în locuri neautorizate. Vorbim așadar despre o infracțiune care de anul trecut se pedepsește cu închisoarea. Legislația a fost înăsprită pentru că România se confruntă deja cu un fenomen care afectează mediul și sănătatea. Firmele, pentru a nu plăti taxa de groapă, scapă de ele pe diverse terenuri prin această metodă de îngropare. Verificările s-au extins și la șantierul din nordul capitalei, de unde au plecat camioanele. Dezvoltatorul ne-a transmis printr-un comunicat că are contracte cu firme autorizate în evacuarea deșeurilor și că responsabilitatea colectării selective, a transportului și a depozitării revine acestora în totalitate. Iată ce răspunde și patronul firmei care a transportat gunoiul. De ce îngropați gunoiul și nu-l duceți la reciclat? Tocmai asta e, că nu-l ducem la reciclat, doar acum a fost o eroare. Unde duceți la reciclare? Dați-mi niște exemple. N-am cum să vă dau dumneavoastră ce le ducem, ce facem și ce... La Chiajna vorbim deja despre un fenomen extins. Garda de Mediu a surprins acolo încă de acum 3 ani astfel de activități ilegale. Au fost prelevate atunci probe de sol, iar analizele au demonstrat că au fost îngropate inclusiv substanțe periculoase. O firmă cu sediul social la Iași care vindea mobilă pe comandă a pus la cale o înșelătorie la nivel național. Potrivit autorităților, cel puțin 140 de clienți au fost păcăliți. Oamenii au dat și câteva mii de euro avans, dar nu au primit niciodată produsele. Prejudiciul estimat este de 4 milioane de lei. Schema a fost gândită de un bărbat și o femeie. El este deja arestat la Chișinău, unde a încercat aceeași escrocherie. Așa trebuia să arate mobila de bucătărie, comandată de un tânăr din București, la un showroom din capitală. Mobila, compusă din mai multe corpuri, costa în total 25.000 de lei. Clientul a dat peste 19.000 de lei avans. Potrivit contractului încheiat, comanda urma să fie livrată în 45 de zile, lucru care nu s-a întâmplat. Găsindu-i pe rețele de socializare, aveau foarte, foarte multe review-uri și foarte multe dintre acestea foarte bune. Ofereau niște discounturi în momentul în care semnai cu ei. Ni s-a arătat o mobilă superbă. Ne-au fost încasați banii, am achitat integral, timpul a trecut, dar mobila promisă era o iluzie. În aceeași situație sunt, potrivit anchetatorilor, cel puțin 140 de cumpărători din țară. Atrași cu reduceri considerabile, oamenii au semnat contracte care, în realitate, nu au fost niciodată onorate și au pierdut, conform autorităților, de la câteva mii de lei până la câteva sute de mii de lei. Mi s-a zis să dăm avans de 70% din sumă, ca să beneficiem de o reducere de 10%. Am încercat să luăm legătura cu ei. Nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon, la mail. Ne-am confruntat cu un număr foarte mare de reclamații din toată țara.
avem Brașov, Târgu Mureș, Constanța, București, Dolj. Surse din anchetă spun că societatea, care aparține unui cetățean din Republica Moldova, a apărut în România în ianuarie 2020, apoi și-a deschis magazine în mai multe orașe din țară. După ce încasau avansul de la clienți, firmele care vindeau mobile se închideau, iar același administrator deschidea altele și proceda la fel. În dosar sunt vizate până acum două persoane, proprietarul și administratorul acestor companii. Reprezentăm peste 100 de clienți la nivel național. Am formulat o plângere penală colectivă în numele acestora, pe care am depus-o la DICOT București. Prejudiciul în acest caz ar fi de aproape 4 milioane de lei. Administratorul firmei nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere. Continuăm cu un atac îngrozitor comis într-o școală din sudul Statelor Unite. O femeie de 28 de ani a împușcat mortal 3 copii și 3 adulți. S-a întâmplat la școala unde fusese și ea elevă cu ani în urmă. Dovezile găsite de anchetator conduc spre ideea că și-a planificat în detaliu masacrul. Individa care a fost ucisă de polițiști se identifica drept o persoană transgender și folosea când un prenume feminin, când unul masculin. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul în care atacatoarea intră în școala creștină privată din Nashville, Tennessee. În prima fază, spulberă ușa de sticlă de la intrare, care era încuiată. Odată ajunsă în clădire, începe vânătoarea de oameni. Imaginile, surprinse de camerele de supraveghere, o arată înarmată cu două puști semiautomate și cu un pistol. Se îndreaptă spre primul etaj al clădirii, unde trage necontenit aproape un sfert de oră, până când poliția ia cu asalt clădirea. The officers had engaged the shooter by 10:27 and she was deceased. Police say that the suspect is 28-year-old Audrey Hale, who identifies as transgender and is a former student of the private Christian school. Now, police also say right behind me is where Hale lived with her parents. Atacatoarea nu avea antecedente penale, dar în casa în care a locuit, polițiștii au descoperit un manifest care indica alte potențiale ținte. În plus, în mașina ei, agenții au găsit dovezi care par să indice că atacul a fost premeditat. We've also determined there were maps drawn of the school in detail of surveillance, entry points, etc. Cât privește armele găsite asupra agresoarei, cel puțin două au fost cumpărate în mod legal, au spus anchetatorii. Elevii uciși aveau 9 ani, iar adulții care și-au pierdut viața sunt directoarea școlii, o profesoară suplinitoare și paznicul instituției. Șeful poliției presupune că atacatoarea avea o ranchiună veche împotriva școlii, dar nu e clar dacă resentimentele aveau legătură cu identitatea ei de gen sau cu orientarea creștină a școlii. I have been lobbying in DC since we survived a mass shooting in July. I have met with over 130 lawmakers. How is this still happening? How are our children still dying and why are we failing them? Gun violence is the number one killer of children and teens. It has overtaken cars. De la începutul anului, în școlile din Statele Unite au avut loc 89 de atacuri armate. Dacă aveți feline, respectați-le, măcar astăzi când este Ziua Internațională care promovează atitudinea respectoasă față de pisici. Potrivit unui sondaj realizat în Statele Unite, 44% dintre americani recunosc că preferă compania mâțelor și nu pe a prietenilor și le arată respect prin mângâieri, laude și gustări favorite. Iar vechii egipteni considerau pisicile sacre și, potrivit arheologilor, micile feline ar fi cele mai vechi animale de companie cunoscute.